Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana. Azi era să vorbim despre The Promised Neverland și anume despre următoarele 3 episoade din anime. Da, s-au mai întâmplat câteva lucruri pe acolo și aș vrea să vă mai zic câteva lucruri despre aceste întâmplări. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să pulverizați butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Am și funcția de membership activată pe canal, deci puteți deveni și membrii canalului, că vă mai ofer câteva lucruri în plus și acolo. Bun, hai să începem! Bineînțeles că în clipul de ieri despre Attack on Titan vă anunț și aici că dau spoilere din episoade. Deci dacă nu l-ați văzut și nu sunteți la zi cu acest anime, atunci mai bine uitați-vă la playlistul ăsta despre The Promised Neverland de pe canal. Acum că am zis asta, hai să începem să vorbim despre ce s-a mai întâmplat prin anime. The Promised Neverland ne-a lăsat în punctul în care cei doi demoni teoretic buni i-au ajutat pe copii să supraviețuiască în pădure și au învățat mai multe lucruri importante, lucruri utile și de care ei aveau nevoie în această lume. E, și în momentul în care copiii părăsesc pădurea și se îndreaptă către baza aceea secretă pe care o găsesc în următoarele episoade, ne dăm seama că monștrii aceia buni din pădure nu se arată de buni, adică au și ei un plan secret și monul acela mai înalt spune că practic le-a dat drumul pentru a se învulți și astfel a avea mai multă carne de om, pentru că carne de om e valoroasă, după cum ni se dezvăluie și puțin mai acolo. Există chiar și o ierarhie în ceea ce privește demoni, adică existau demoni foarte bogați care trăiau cu carne de genul carne de om premium, dacă vreți, crescută în ferme. Și în același timp sunt și demoni care sunt săraci și pentru ei carnea de om, mă rog, creierul, dacă vreți, de copii este ceva la care doar visează, adică n-au cum să ajungă la astfel de delicatese, da. Deci demonii cei mai bogați din acea lume parcă se hrănesc cu alimente foarte bune, în timp ce ceilalți demoni se hrănesc și ei cu carne de om, deși au un alt fel de alimentație, carne de om, un fel de carne de om pusă la murat, ceva de genul. E extraordinară ideea. Da, aflăm că există atât demoni săraci, cât și demoni foarte bogați și din ce pare, deocamdată, acești demoni săraci nu au acces la mâncarea premium pe care doar cei bogați o consumă și anume creierul copiilor inteligenți crescuți în fermă. O altă chestie interesantă tot din cele 3 episoade pe care o aflăm este că demonii cumva, pe lângă faptul că consumă acest creier de copii și consumă părți din oameni, aparent, creierul de copii are și niște proprietăți în plus, adică ni se arată niște demoni care trec prin, nu știu, par a fi bolnavi, deci erau niște demoni și copiii lor păreau bolnavi, mă rog, copiii, nu știu dacă erau copii, dar păreau a fi demoni mai tineri și păreau bolnavi și aveau nevoie de acea carne de, dacă vreți, creier de copil pentru a putea trăi, poate pentru a-și putea recăpăta viața, nu știu, nu este explicat prea clar, dar ideea este interesantă, că înseamnă că acest lucru înseamnă probabil că această carne premium din fermă, că da, copii premium, crescuți acolo, au și carnea lor, mă refer, are și o proprietate care ajută pe demoni foarte mult. Aparent le dă viață chiar, adică îi face să trăiască, deși nu ni se explică clar de ce demonii aceia copii erau bolnavi. Ceea ce ni se explică clar este faptul că cei adulți doreau să găsească carne de copil tocmai pentru copii, copiii lor, mă refer, pentru că ăștia aveau nevoie de acea carne. Aparent e un fel de medicament pentru demoni, deci da, chestia devine de ce cea mai interesantă. Așa. Copiii din fermă părăsesc așadar pădurea și găsesc un loc special conceput de William Minerva ca un fel de bunker pentru a le oferi celor care fug din ferme o șansă în plus de a supraviețui. Este o perioadă acolo până când acel bunker este invadat de o echipă de oameni, aparent. Da, aparent în lumea asta există și oameni, nu știm cum au ajuns fix la ascunzătoarea aceea, nu știm dacă lucrau cu demonii sau nu, nu știm, dar din ce părea așa, părea că nu, oamenii nu lucrau cu demonii, deci ei când au atacat bunkerul acela aveau informații că cineva este acolo, i-au găsit pe copii, dar păreau că nu se înțeleg cu demonii, adică da, știți ce se întâmplă acolo cu demonii când îi atacă pe oameni. Așa că cel mai sigur, probabil că demonii și oamenii nu lucrează împreună să țină acele ferme, deși în mod clar ni se arată acest lucru. În același timp, pare că lucrurile nu sunt chiar atât de simple precum par. Altă chestie care mai apare în The Promised Neverland este că o revedem pe mama, pe îngrijitoarea din
fermă care pare că face acolo un fel de deal cu demonii și din dealul ăsta rezultă faptul că ea pornește căutarea copiilor, deci vom vedea mai multe despre mama din fermă în continuare. Pornind în căutarea copiilor înseamnă că are deja un plan pus la punct pentru a-i recupera pe copii, ceea ce este din nou foarte interesant și chiar mă bucură chestia asta și sper să vedem mai multe despre ceea ce se va întâmpla mai departe în The Promised Neverland. Imediat după atacul asupra bunkerului, copiii fug din nou și găsesc o ascunzătoare într-o zonă destul de părăsită. Aici ni se face un fel de time skip pentru că vedem pe copiii cum se infiltrează într-un oraș în care demonii își duc viața lor de zi cu zi. Demonii seamănă destul de mult cu oamenii în acest oraș, doar că fac treburi de demoni. Cum ar fi să cumpere carne de om în stat? Bineînțeles, are rog și mare de reveal de la sfârșit și anume apariția lui Norman, care, bineînțeles, că n-a murit și a venit așa. Nu știu, asta era de așteptat, era cam nu știu cum să vă zic. Adică până mă așteptam la chestia asta. Într-un fel, da, după cum v-am zis și în alte clipuri din Promised Neverland, demonii ăștia cumva nu ucideau chiar pe oricine, adică în general se foloseau de oamenii care într-adevăr erau foarte valoroși pentru ei și probabil au făcut acest lucru cu Norman tocmai pentru că el a reprezentat un plus de valoare în lumea lor. Bine, nu știm exact ce s-a întâmplat din momentul în care Norman a fost luat de demon și dus în această lume, dar da, putem presupune, de fapt se lua de demon și dus undeva, da? Putem presupune că s-au folosit de abilitățile lui, lucruri care, da, trebuiau să se folosească de aceste abilități și au reușit să facă acest lucru, dar nu prea se explică ce s-a întâmplat din momentul în care Norman a fost luat. De fapt, nu se explică deloc deocamdată, din momentul în care el a fost luat până acum, până când se întâlnește din nou cu cei din fermă care au evadat. Chestia la care mă gândesc este că poate Norman cumva i-a ajutat. Bine, clar, îi ajută în ultimul episod apărut, dar cred că i-a și ajutat în alte moduri pe copii ca să supraviețuiască în toată perioada aceea și cred că ne se va face review-ul acesta mai departe. The Promised Neverland, deci da, mă rămâne de văzut și cu siguranță mai vorbim despre The Promised Neverland. Bine, după părerea mea, acel time skip, dar și reveal-ul lui Norman, cred că puteau fi făcute mai bine, dar all in all, mi se pare din ce în ce mai interesantă poveste, de aceea voi continua să mă uit. Voi ce spuneți despre aceste lucruri? Cum vi s-a părut acel reveal al faptului că Norman este încă în viață? Puteți să un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Îți cu Sfântul Valentin, Johnule, suntem aici ciocănind spre dormitor să facem hau, hau, miau, miau, Johnule, cu iubita, că e Sfântul Valentin, Johnuțule. Super video. Sunt o bănănuță. Creepy pastul meu e Smile JBG sau Smile Dog. Shaorma, shaorma, creeper. O leacă. Biserica căbăză vor lua măzuri.